În perioada martie 2011-februarie 2012, angajați și manageri din companii private din România au participat la un proiect desfășurat sub egida Formare și Evoluție. Profesioniști din întreaga țară au avut oportunitatea să participe la un proiect care a avut ca obiectiv încurajarea dezvoltării abilităților manageriale. Sute de angajați au participat la traininguri de management și seminarii pe teme diverse. Toate acestea au presupus zero costuri pentru ei. Aceste traininguri și seminarii au fost susținute de Dynamic Human Resources și partenerii săi. Trainingurile au alternat expunerea la informație cu activități practice adaptate nevoilor tuturor participanților. Workshop-ul a fost o surpriză extraordinar de plăcută pentru mine. Am reușit să identific elementele esențiale în activitatea zilnică a unui manager și felul cum pot face diferența în cariera mea. Am învățat cum să motivez echipa, fiind eu însă un exemplu pentru ea. De acum înainte, schimbările vor porni de la mine. Când vine vorba de îmbunătățirea performanțelor tale, e bine să știi că ai de la cine învăța, chiar și despre cel mai mic detaliu. Pentru mine, workshop-ul a fost un demers extrem de constructiv, cuprinzând noțiuni clare despre management. Un workshop dinamic, despre comunicare, în care elementele importante sunt clare și informația este transmisă corect. Exercițiile și interacțiunile dintre participanți consider eu că susțin schimbul de experiență. Pentru mine a fost o reală plăcere să lucrez alături de trainer profesioniști. Cursurile au avut loc în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării. Mai mult de 50% dintre participanți au fost femei. Rata de promovabilitate a fost de peste 99%. 600 de angajați și 100 de manageri din companii private au participat la programele de formare profesională în perioada martie 2011-februarie 2012. Pentru mai multe informații despre proiect, accesați site-urile fseromania.ro și flexi-training.ro. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni.